Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Spre șoferii bizoni din România. O mulțime. Despre bizoni, de ce despre spui bizoni, șoferii bizoni? Despre bizoni. Bizoni, despre bizoni se înțelege. Da. Mă, deci nu vă întrebați, dar de ce ori fi ăștia ai noștri așa bizoni în trafic? Și azi dimineață când veneam spre redacție, în coloană, aglomerație, de când a început școala este aglomerație, aici să mergi în coloană. Cât să merge? 70, 80, 90, mă rog. Era un domn bizon cu un microbuz în spate, l-am văzut de undeva. Flash-uri, dă-te. Băi, avea un dită mai microbuzul, adică să se dea toată lumea la o parte din drumul lui. Unde să se dea, nene, ești nebun? Și cât să se dea? Adică sute să se dea până ajungi tu unde ai de ajuns? Și un psiholog oferă o explicație interesantă, zic eu, pentru agresivitatea asta, pentru haosul din trafic și pentru numărul mare de accidente care se întâmplă în România. Este vorba de dr. Mihai Copăceanu, un psiholog școlit la Oxford, care spune că în timp ce pentru occidentali mașina este un mijloc de transport, în primul rând un mijloc de transport, pentru români este un simbol al statusului social și un scop în sine. Iar lipsa mașinii este o rușine. Iar această stare de fapt și relaționare psihologică înlesnește, încurajează lipsa respectului față de ceilalți și față de normele rutiere. Acum, evident, nu toți sunt așa, dar nu poți să nu sesizezi diferența. Șofezi afară și vezi că toată lumea e civilizată în trafic, șofezi în România și vezi bizoni. Și românii sunt civilizați în trafic afară, majoritatea. Asta și spun. Da. În opinia acestui psiholog, care este citat de ziarul Adevărul, românul, indiferent de vârstă, caracteristici sociofinanciare, mediul de proveniență și chiar indiferent de mașina pe care o conduce, aici se confirmă că poate să aibă ultima tigaie, că tot așa bizoni. Deci este autoritar, impunător, impulsiv și fără limite la volan. Se consideră stăpânul șoselelor. Am încheiat citatul. Ori dacă tu ești stăpân, păi tu faci regulile, după cum vrei tu și toată lumea trebuie să dea la o parte din... Da, da, da. Calea ta, nu? Că tu ești stăpânul. Ceilalți trebuie să se supună pe șosea. Nu sunteți împreună egali. Tu ești cel mai tare, toată lumea să se dea. Indiferent ce șofezi. N-ai văzut că dacă ai BMW, ai dreptul să mergi și pe linia de tramvai. Da. Nu ține numai de... nu da, ține în principiu. Numai de BMW. Bun. Și după părerea mea, e și semnul unei mari nesiguranțe personale. Fără să fiu eu psiholog. Dar cred că e semnul unor frustrări adânci. Adică oamenii aceștia nu au ce să arate ca succes în viața personală. Și atunci simt nevoia să compenseze un obiect prin care pot să-i domine mintea lor pe cei din jur, deși legile fizicii sunt primele care ar trebui să-i împiedice să gândească așa. Un obiect sau un comportament, că nu neapărat achiziția unei mașini scumpe, ci și condusul ăsta. Ăsta este un, cum a spus și omul ăsta, e Mihai Copăceanu, un fel de a-ți manifesta nu neapărat autoritatea. Știi că la noi societatea profundă este împărțită în șmecheri și fraieri. Întotdeauna și este și acum tot la fel. Uh-huh. Adică dacă nu mergi ca șmecher, ești fraier. Ai două variante. Da, ori ești fraier, ori ești șmecher. Punct. Da. Nu există cale de mijloc. Și fraierii sunt aia care nu se descurcă nici în trafic. Sunt, exact. De-aia spune și făcuți grămadă. Merg legal, cu viteza legală. Da, încurcă traficul. Da, exact. Când tu... Care pe un șmecher ai atâta treabă. Da. Săgeți. Așa mai departe. Uite, când am fost acum în Franța, am avut mașină închiriată, mi s-au dat flash-uri de două ori. Am mers în neștire pe autostradă, că s-au autostrăzi peste tot, te încurcă. Adică n-ai cum sui. Da. Vrei, nu vrei, o iei pe autostradă. Sunt limite de 130. Uh-huh. Și în contextul ăsta, am fost depășit, eu mergeam cu 135. Da. Ai prins-o? Aha. Să ia amendă și cu... Pentru că sunt șmecher. Nu pot să mă abțin, jur, deci nu putem să merg fix cu 130. Nu m-a depășit nu, m-au depășit două mașini în 4 zile de condus pe autostrăzile între Paris și Normandia și în zona acolo. Exact asta, exact asta mi s-a întâmplat mie acum 2 ani în Spania, când tot așa am închiriat o mașină și am mers pe autostrăzi, cea mai mare rețea de autostrăzi din Europa, din câte am înțeles, este în Spania. Păi nu m-a devansat nimeni. Toți mergeau absolutamente legal. Și eu. Na, asta eu e, sunt frate. Asta te-a mirat, că și eu merge ilegal. Da. Vezi? Iată ce mai că zice. Că ne merge și capul, că dacă nu mergeam cu 135, mă depășeau aia cu 131. Bravo. Iată ce mai zice doctorul, iată ce mai zice psihologul Mihai Copăceanu, citesc din nou, românul și atunci când este conștient că a încălcat legea, nu are regrete, nu-și asumă consecințele, își caută scuze și dorește să fenteze legea.
aplicarea legii cu strictețe devine obligatorie, de la micile încălcări, precum nepurtarea centurii de siguranță, vorbitul la telefon și așa mai departe. Constatăm cu invidie, spune psihologul, cum aceiași români se supun legislației și nu comentează atunci când conduc în alte țări din Europa, unde se respectă legea. Asta este și el încheie așa: dacă schimbăm modul în care percepem mașina personală, schimbăm și modul în care o conducem și cum ne comportăm pe șoselele publice. Deci cumva, prin nu știu ce miracol, ar trebui să înțelegem cu toții că mașina este de fapt un mijloc de transport și nu... Nimic mai mult. Da, nu este un blazon sau ceva mai mult. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.